Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați și nu uitați să vă abonați dacă vă place conținutul acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. Faima Zarazei s-a construit pe romanțele lui Cristian Vasile și pe poveștile mai multor scriitori, printre care Mircea Cărtărescu. Descrisă drept o prostituată de lux deosebit de frumoasă, se spune că a pierit de tânără, ucisă de un om plătit de un admirator gelos, iar lăutarul care era îndrăgostit nebunește de ea i-ar fi înghițit cenușa. Cunoscătorii legendei s-au împărțit în două tabere, cei care spun că Zaraza este 100% ficțiune și cei care cred că a existat o femeie care a servit ca model pentru această legendă urbană, una dintre cele mai frumoase ale micului Paris. Marea iubire a unuia dintre cei mai cunoscuți muzicieni ai Bucureștiului interbelic și cea mai frumoasă țigancă din micul Paris, Zaraza, se cântă și astăzi în localurile cu aer nostalgic din capitală. O poveste cu amor nebun, despre care cronicarii cred că este undeva între adevăr și ficțiune. Despre Zaraza se vorbește ca despre o frumusețe dumnezeiască, cu buze senzuale, părul lung, brunet, uns din plin cu ulei de nuci. Considerată una dintre curtezanele de lux ale micului Paris, se spune despre ea că avea trecere doar la cei mai sofisticați boieri ai vremii. Fiecare apariție a ei emana un erotism special. Obișnuia să poarte rochie verde praz, cercei baroc și pantofi împodobiți cu ștrasuri care o făceau să nu treacă neobservată, spun cei care au studiat istoria vremii. În anul 1944 întâlnește iubirea vieții ei, pe binecunoscutul cântăreț, voce de tenor Cristian Vasile. Acesta a existat, nu este o ficțiune. A ținut linia întâi alături de Titi Botez, Jean Mascopol și Zavaidoc, cel cu care avea să și lupte pentru inima Zarazei. Povestea de dragoste dintre cei doi începe exact cu un tango ușor și cu accente tragice, în localul Vulpea Roșie de pe Liscani, unde muzicianul era rezident, povestește Mircea Cărtărescu în cartea sa De ce iubim femeile. Lăutarul nu-și putea deslipi ochii de la ea, impresionat de apariția frumoasei țigăncușe atunci când intră într-una din seri însoțită la braț de un aristocrat care ocupă o masă în dreptul scenei pe care Cristian Vasile interpreta dumnezeiește. Furat definitiv de frumusețea ei, el nu poate continua recitalul și se refugiază într-un local vecin. Nu avea de unde să știe că sentimentele erau reciproce. Zaraza se îndrăgostise și ea la prima vedere de lăutar. Cei din public, îmbogățiți și colaboraționiștii orașului putred de corupți, păreau să fi uitat până și ei Sodoma josnică și monotonă a vieții lor. Unii tăceau primind sticlos în fața ochilor, alții duceau paharul alungit de șampanie la gură și beiau din el mult mai mult decât de obicei. Femeile, unele dintre ele târfe, trecute și prin ciur, plângeau ca școlărițele, se surprinse și Zaraza lăcrimând și nu-și amintea s-o mai fi făcut vreodată, scrie Cărtărescu în De ce iubim femeile. Zaraza a fugit după el, s-a așezat la masă și nu l-a mai scăpat din priviri. În noaptea aceea a devenit femeia lui și așa a rămas timp de 2 ani de zile. Frumusețea ei continua să atragă priviri care îl fac invidiat pe Cristian Vasile. În acest context, istoricii vorbesc despre o rivalitate între el și Zavaidoc, care renunță la planul lui diabolic de a-l ucide pe cântăreț din cauza că ar fi riscat mult prea mult. Vasile era foarte celebru și risca să se afle foarte repede cine e autorul. Nu același noroc l-a avut Zaraza, omorâtă fiind de Borilă, un țigan din anturajul lui Zavaidoc, antrenat să ucidă. A fost omorâtă de un țigan gelos pe malul Dâmboviței, în timp ce mergea să cumpere tutun. Cristian Vasile a fost devastat. Pentru că o iubea atât de mult, se zice că, după ce a fost incinerată, lăutarul ar fi furat din crematoriu urna cu cenușa ei și ar fi mâncat-o cu lingurița, scrie istoricul Dan Fălcan. Alții
Susțin însă că acest scenariu este pură ficțiune construită pe seama unei melodii de tango interpretată de Cristian Vasile și compusă de fapt de un argentinian. Cărtărescu a aflat de povestea asta prin intermediul lui Nicolae Manolescu și a creat o legendă imaginară a zarazei în cartea sa De ce iubim femeile. Dovadă că această poveste este ficțiune, îl reprezintă faptul că istoria ne spune că pe Vasile nu Terebentina l-ar fi scos din circuit, ci faptul că ar fi făcut nodule pe coardele vocale, o boală banală de altfel la cântăreți. Mai mult, o sinucidere mergea mai bine la o asemenea poveste, nemai vorbind de faptul că zaraza ar fi fost de origine romă și atunci, potrivit tradiției, ea trebuia îngropată și nu incinerată, explică scriitorul și istoricul Stelian Tănase. Celebrul lăutar a murit la Sibiu în anul 1974, iar mulți dintre cei care au alimentat veridicitatea poveștii au susținut că l-au și cunoscut. Un artificiu obișnuit pentru a da credibilitate invenției, ne-a mai spus scriitorul. Nimeni nu poate ști dacă această femeie a existat cu adevărat, însă legenda ei va dăinui multă vreme de acum încolo și va rămâne pe buzele multor cântăreți contemporani. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!